Eu am întâlnit foarte mulți oameni care ar vrea să gândească și să acționeze așa cum zici tu, să-și asume riscuri, să încerce lucruri noi, dar au o reticență emoțională, nu neapărat rațională, la a încerca chestii noi, le frică de eșec, le frică că vor greși, ce vor zice ceilalți în jurul lor, cum vor fi priviți. Ai putea să le dai un sfat, ai putea să le dai un hint eventual din experiența ta, cum să treacă peste reticențele astea și să încerce lucruri noi care îi scot din zona de confort? Pentru mine ce a făcut diferența în momentul când am început să fac ceea ce predic astăzi a fost momentul în care am înțeles cum funcționează sistemele. Când am înțeles că există un tipar construit pe ani, zeci de ani de inovație, pe care noi astăzi le folosim ca atare, le luăm ca atare. Momentul când am făcut un pas în dreapta și am început să văd cu adevărat cum sunt alcătuite acele sisteme, a fost momentul în care mi-am dat seama că, da, stăm pe umerii unor giganți, cu siguranță, dar, cum spunea și John Carmack, creatorul ID Software, la un discurs la un liceu pe care el nu l-a absolvit niciodată, este că toți ar trebui măcar o dată în viață să încerce să creeze de la zero un sistem complex. Cu tot ce înseamnă, cu tot ce implică. Și scopul final nu este că lumea, că piața are nevoie de specialiști care pot construi astfel de sisteme, ci faptul că tu îți poți demonstra ție că creierul tău poate fi educat și învățat să asimileze așa de multă informație nouă deodată. Și chiar dacă jumate din acea informație se pierde, e ok. Tu, din momentul ăla, nu vei mai fi înspăimântat de a încerca lucruri noi. Când vei face chestia asta, vei realiza că lucrurile sunt mai simple decât par și că nu sunt consecințe foarte dramatice dacă greșești. Iterațiile rapide sunt esențiale pentru a crea ceva fain. Cu cât ai mai repede validare, cu cât te lovești mai repede de un zid, fie în stânga, fie în dreapta, cu atât mai repede nimerești calea corectă. Știi cum se spune în engleză? Make it work, make it right, make it fast.